Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție specială 360 de grade. În această seară vom vorbi despre personalitatea părintelui Arsenie Boca, proroc puternic în faptă și cuvânt, cel care a tălmăcit părți din Sfânta Scriptură. Vă propun să ne facem un bilanț sufletesc, să trăim învățătura părintelui în toată adâncimea și sinceritatea ei, să înțelegem pildele, căile, chemările, luptele și învățăturile acestuia, insuflând un sentiment trainic al evlaviei acelora care s-au apropiat de el. Părintele Arsenie Boca ne arată cine suntem, de unde venim, cei cu noi aici pe pământ, într-o lume evicleană și plină de primești. Vom discuta toate aceste lucruri astă seară alături de invitații mei, părintele Mihai Andrei Aldea. Bună seara, părinte, bine ați venit la noi în emisiune, cu mare drag, și Andrei Vlădăreanu, jurnalist Lumea Credinței. Bună seara! Spuneam proroc puternic în faptă și cuvânt, cu adevărat proroc, cu adevărat sfânt, părintele Arsenie Boca face minuni, profeții, ne lasă învățături, tălmăcește părți din Sfânta Scriptură și minunile s-au întâmplat nu numai atât în timpul vieții sfinției sale, cât și după moarte. Ce v-a apropiat de părintele Arsenie Boca? Pe mine? Faptul că este foarte ciudat. Pentru mine, părintele Arsenie Boca a fost, ca dacă se cuvine să mă exprim așa, a fost inițial un personaj ciudat. Pentru că nu se încadrează în tipicul obișnuit. Din anumite puncte de vedere, românii sunt adesea foarte formaliști și nu m-am dezmințit nicio la această întâlnire, să zicem, cu părintele Arsenie Boca. Și pentru că nu l-am putut încadra foarte clar în categoriile de sfinți pe care le cunoșteam sau de duhovnici pe care le cunoșteam, am avut o mare reticență inițial față de părintele și m-am apropiat cu foarte multă prudență. Pentru ca la un moment dat să încep să-l înțeleg, e cam îndrăsneț spus, e cam mult spus. Dar cel puțin să înțeleg faptul că este om al lui Dumnezeu, și că pot avea încredere în el, ca să zic așa, și în faptul că Dumnezeu a lucrat prin el și că a vorbit Dumnezeu prin el. A fost o apropiere treptată, n-a fost ușoară și a fost o apropiere prudentă și, într-un fel, este o mare bucurie pentru mine că pot să mărturisesc dragostea și evlavia față de părintele, tocmai ca un fel de răscumpărare pentru această perioadă de îndoială, care în sine nu este neapărat vinovată. Dar după ce treci de ea, o simți ca fiind oarecum vinovată. Oamenii povestesc lucruri și sunt mărturii clare ale celor care l-au întâlnit și care s-au vindecat, am discutat și în cadrul emisiunii trecute, s-au vindecat miraculos de boli grave, de boli incurabile, cancere și așa mai departe. Oameni care nu puteau merge și după ce l-au întâlnit au putut să meargă. Și nu numai atât, miracole care poate nu se referă neapărat la boli, vindecate într-un mod miraculos, ci și la anumite întâmplări deosebite. Am înțeles că vreți să ne povestiți o întâmplare pe care ați trăit-o întorcându-vă de la prislop. Aici e foarte spectaculos. Și eu, ca și părintele, am avut o prudență, pentru că, așa ca să spun, deschisesem puțin ochii în cele ale ortodoxiei, cunoscându-l pe părintele Cleopa, care era un, așa cum spunea și părintele, o persoană ușor de încadrat. Era monahul acela tipic, super rigorist și pentru care nu puteau exista dubii. Dar față de părintele Arsenie am avut aceeași reticență, aceeași prudență de care vorbea și părintele, până când am avut o discuție cu maica stareță, fosta maica stareță a Mănăstirii Țigănești, maica Heruvima, care mi-a povestit atât de multe lucruri și atât de multe mărturii pe care dânsa le adunase sau la care fusese martor. Dânsa a fost stareța Mănăstirii Țigănești, care avea ca metod schitul maicilor, cel translat din București, unde părintele Arsenie a lucrat atâta timp, l-a cunoscut personal și atunci, tot spunându-mi de aceste lucruri, eu, bineînțeles că am început să devin interesat de persoana părintele Arsenie și am ajuns în sfârșit la mormântul părintele Arsenie. Am plecat cu mașina cu un prieten, special să mergem la mormântul părintele Arsenie. La întoarcere, pe dealul Negru, am avut un accident înfricoșător. Accident de mașină, aproape inexplicabil. Era vară, nu ploua și totuși era undeva o bandă de umezeală, probabil și ceva ulei. Ne-am rotit pe dealul Negru și ne-am strecurat cu mașina, văd și acum momentul acela, ne strecuram printre mașinile care veneau pe contrasens, printre cele care mergeau pe același sens cu noi. Am ajuns cu mașina într-o
într-un șanț, într-o rigolă de beton și n-am pățit absolut nimic, nici măcar airbag-urile n-au sărit. Mașina era foarte afectată de jur împrejur. Am ajuns cu ea, ca să zic așa, pe picioare la București și am fost extrem de mâhnit și extrem de tulburat și am spus, oare e posibil? Nu aș înțeles misterul. De ce tocmai întorcându-mă de la prizlop, mi s-a întâmplat un accident? Mă duc la Părinte Arsenie și este prima dată, a fost și singurul accident major pe care l-am avut atâția ani de condus. Și cum e posibil? Și spunându-i maicii starețe, maicii heruvime, am spus, mai că eu am fost la mormântul Părintele Arsenie și uitați ce ispit am întâlnit. La care dânsa se uită așa la mine și îmi spune, păi tocmai asta este, puteai să nu mai fii acum. Te-ai gândit că poate tocmai acesta a fost un moment cheie? Și atunci am revizualizat acel accident și revăd și acum modul în care mașina, rotindu-se, n-a fost atinsă de nicio în celelalte mașini care circulau cu viteză. Și am înțeles. Iată, deci minuni și miracole. Nu întotdeauna însă oamenii și le explică. Părinte, există anumite mărturii pe care le-ați auzit, fie de la mormântul părintelui, fie din timpul vieții, care v-au atras atenția într-un mod special? Da, pot să dau ca pildă o întâmplare care, mă rog, ca multe lucruri din viața părintelui și din lucrarea părintelui de după trecerea la cele veșnice, este neobișnuită. Am spus înainte și stărui un pic, părintele nu se încadrează simplu, pentru că dacă este să încerci să dai niște pilde de sfinți cu care se aseamnă, îți dai seama că sunt mai mulți. Din anumite puncte de vedere s-a purtat atunci când a socotit că este necesar ca acei vestiți nebuni pentru Hristos din Rusia, în același timp a avut foarte multă învățătură și a știut să o folosească. Deci ne putem gândi la fericitul Ieronim sau la alți sfinți din aceștia cu multă învățătură, plus minunile pe care le-a făcut, care sunt foarte, foarte multe și pe care le face în continuare. Și, într-adevăr, de multe ori neobișnuite, pur și simplu. Și s-a întâmplat la noi în parohie, la un moment dat, să mă sune o doamnă în vârstă, de altfel o doamnă foarte politicoasă și foarte pragmatică, care, probabil, datorită unui spirit pragmatic foarte accentuat, nu prea avea treabă cu biserica. Nu că nu era politicoasă, dar nu o văzusem niciodată la nicio slujbă, nici măcar să intre, să aprindă o lumânare, să spune sau altceva. Pur și simplu era cumva paralel. Ne întâlneam, săruna părinte, ceva de genul ăsta. Adică venea la biserică, dar nu era foarte... Ne întâlneam pe stradă, în parohie, cu diferitele treburi care erau de făcut, dar dânsa era, să zicem, politicoasă, dar avea alte treburi. Așa cum am spus, era foarte pragmatic, avea alte treburi. Și alte priorități. Mă sună. Auzim? Alte priorități. Da, avea alte priorități decât biserica, decât credința, decât Dumnezeu. Avea treburi mai importante. Și mă sună că vrea să se spovedească, să împărtășească. Eu m-am îngrijorat, m-am gândit că s-a îmbolnăvit de ceva și de asta este speriată. Dânsa a spus, nu, sunt bine, am fost în spital, m-am operat, sunt foarte bine, doctorul a spus că tot este bine, dar vreau să mă spovedesc, să mă împărtășesc, dacă îmi dați voie. V-a atras puțin atenția. Mai ales că vorbea foarte corect. De pildă, mulți spun, vreau să mă spovedesc și să mă împărtășesc. Păi să se gândească dacă se poate sau nu să se și împărtășească după ce s-au spovedit. Că uneori nu se poate din anumite motive. De cele mai multe ori nu se poate. Independente de voința noastră. Da. Și dânsa a spus corect, dacă se poate. Dintr-o dată, această corectitudine de neașteptat la un om care nu avea tangență cu biserica de obicei, într-adevăr mi-a atras și mai mult atenția. M-am dus, am spovedit-o și a fost una din foarte puținele spovedanii în care vezi omul total, total deschis. Spunea Fielding, marele scriitor britanic Fielding, că omul are tendința de a se vedea pe sine altfel decât este și chiar cel mai onest om când vorbește despre el însuși, cuvintele care ies pe gură parcă sunt filtrate și cineva care a văzut evenimentele parcă aude povestindu-se altceva. Omul are tendința de a se automistifica. Mereu ne vedem mai buni decât suntem. Începând cu mine. Și
Foarte rar la o spovedanie omul este deplin sincer. Nu vorbesc despre copii. Copiii sunt altceva. Mulți dintre copii sunt extraordinar de sinceri. Dar din oamenii mari foarte puțini sunt cu adevărat sinceri. Această femeie era de o sinceritate uluitoare. Însă, de obicei, o asemenea sinceritate este provocată de un anumit tip de căință. De o anumită conștientizare a răutății greșelilor sau păcatelor săvârșite. De faptul că omul își dă seama că a făcut mult rău și îi pare rău. În cazul de față era o exprimare foarte clară, foarte precisă, foarte pragmatică, dar mânată de un fel de frică pe care eu nu o înțelegeam. Expresia mea a fost de mai multe ori când am povestit această întâmplare, ca și când ar fi văzut ursul. Era și când vedea ursul și nu putea să scape de el decât dacă spunea tot. Și atunci spunea tot că știa că nu poate scăpa altfel. Și atunci, după ce am spovedit-o și am împărtășit-o, mi-am permis să o întreb ce a făcut-o să se spovedească. Mi-a spus, părintele Arsenie, de mai multă vreme se ține de capul meu și nu mă lasă până nu mă spovedesc. M-am gândit, care e părinte Arsenie? Pentru că părintele murise. Părintele murise. Da. Și zice, părintele Arsenie Boca. M-am speriat. Zic, domnule, eu am crezut că e o femeie foarte așezată. Mi-a citit figura și a spus, părinte, știu că părintele Arsenie Boca a murit. A fost un moment de surprindere pentru mine. Și zice, eu l-am cunoscut când eram tânăr. Și m-a dus o prietenă, vin să-ți arăt un părinte extraordinar. Și m-am dus la biserică la Drăgănescu, unde era, și când m-a văzut, mi-a zis, pe tine te cheamă așa, și mi-a spus cum mă cheamă. Vezi că tu ai început să faci niște greșeli foarte mari și a început să-mi spună cu tare și cu tare și o să ajung să faci păcatele astea. Și mi-a spus, vă dați seama că acum nu pot să spun în emisiune despre ce păcate era vorba, dar erau niște păcate destul de mari, destul de grave și femeia a spus să stea un popă nebun. Apropo de caracterul foarte neobișnuit al părintelui Arsenie. Spuse un popă nebun, cum îmi zice mie că o să facă așa ceva? Niciodată nu o să facă așa ceva. Și a plecat de acolo. Și spune, și am ajuns, părinte, să fac exact ce îmi spusese părintele că o să fac și am zis eu că nu o să fac niciodată. Și acum de câteva zile se ține de capul meu și nu m-a lăsat până nu m-a spovedit. Uite, acum toată spovedania a stat aici și mi-a dat un colț din cameră și a stat aici și până n-am spus tot, nu m-a lăsat. Vă dați seama că am plecat impresionat de această întâmplare și în același timp oricum neștiind exact cum să o iau, cum să o așez. Eu fiind, cum să spun, un caracter destul de rațional și care tind să analizez toate lucrurile foarte rațional. Și puțin după aceea, în aceea zi, primesc niște mesaje de la o tânără, Sabina, din Târgu Mureș, un om deosebit și care are o cruce foarte grea de dus, are o boală cumplită, care fusese la mormântul părintelui Arsenie Boca exact în timpul în care o spovedeam pe această femeie și trecuse prin niște minuni, printr-o serie de minuni, încât ne-ar trebui toate emisiunea numai să le povestim. O să spun doar pe scurt faptul că au fost de față la aceste minuni zeci de oameni care s-au întâmplat la mormântul părintului, apoi în biserică și mai departe. Și îmi povestea cutremurată, mi-a dat și SMS-ul, pe urmă am vorbit și la telefon, îmi povestea cutremurată despre aceste întâmplări minunate și despre această lucrare a părintelui Arsenie. Și vedeți că s-au întâmplat în același timp, a fost în paralel. Și în clipa aceea eu am avut, cum să spun, confirmarea că și ceea ce se întâmplase acolo, pentru că știți, coincidențe nu există. Am avut această încredințare că, într-adevăr, Dumnezeu a vrut să-mi arate mai direct și altfel cine este părintele Arsenie Boca, nu numai la nivel intelectual sau rece, așa, ci și direct, practic. Vedeți cât de frumos este atunci când două persoane se iubesc și când fac sacrificii una pentru cealaltă, dar cât de frumos este atunci când cineva care nu ne cunoaște ne iubește atât de mult încât ne ajută și ne ghidează pașii din lumea de dincolo sau din lumea aceasta pentru a ne ajuta să fim mai liniștiți și pentru a ne liniști sufletul, exact cum părintele a ajutat-o pe această femeie. Este mult mai ușor pentru noi ca oameni să înțelegem
că avem un sentiment de plin față de cineva și știm că facem toate sacrificiile pentru acea persoană, dar în momentul în care cineva se ocupă numai de noi, deși nu are o legătură atât de puternică cu persoana respectivă, nu este o cunoștință, este un lucru minunat. Vezi că e foarte interesant că Părintele Arsenie a ajuns în inimile unor oameni cu totul deosebiți, adică cu totul deosebiți din față de categoria de oameni pe care o găsim în general în biserică. Eu nu citisem Cărarea Împărăției până când am primit-o cadou de la o doamnă judecător. Deci, ca avocat, am avut un caz într-o altă instanță și la o altă înfățișare, la un moment dat, întâlnind-o, dânsa mi-a dăruit această carte și mi-a spus să rog să citești această carte, este o carte extraordinară. Deci eu am Cărarea Împărăției primită cadou de la o doamnă judecător. Să vorbim puțin și despre, aș spune, straniile profeții ale lui Arsenie Boca. Unele sunt mai greu de înțeles de către noi și ne-ați promis că o să ne vorbiți și despre ceea ce considerați a fi cea mai importantă profeție, de fapt, pe care a făcut-o Părintele. Nu știu, poate nu cea mai importantă în sine, Dumnezeu știe care e cea mai importantă, dar este, din punctul meu de vedere, singura despre care putem discuta liniștit. Fiindcă, și știm că așa a fost. Da, fiindcă prorociile în ortodoxie, în biserică, au două caracteristici fundamentale. Întâi și întâi, nu este absolut obligatoriu să se îndeplinească. Dumnezeu se poate răzgândi. Cum s-a întâmplat cu Iona. Iona a fost trimis să propovădească nimicirea unei cetăți, cetatea s-a pocăit de păcatele ei și atunci Dumnezeu s-a răzgândit și n-a mai nimicit-o. Profeția nu s-a îndeplinit datorită faptului că oamenii de acolo au schimbat condițiile care urmau să ducă la realizarea acelei fapte. Deci, în primul și în primul rând, există o libertate, nu este un viitor predeterminat. Dumnezeu, când face o profeție, de fapt, o așează într-un anumit condițional pe care omul poate schimba. În al doilea rând, orice profeție nu poate fi cu adevărat înțeleasă decât după ce s-a întâmplat. Profețiile legate de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, foarte multe, foarte multe, sunt sute de profeții legate de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. S-au împlinit toate la venirea Lui și totuși aproape toți oamenii n-au înțeles că se împlinesc. După aceea și-au dat seama că s-au împlinit. După aceea și în Scriptură se spune că după aceea și-au dat seama. Da, minunea aceasta a profeției pe care o putem discuta este faptul că Părintele a spus dinainte când va muri. La un moment dat, fiind reținut de securitate și batjocorit pentru misticismul lui, cum numeau securiștii credința în Hristos și faptul că Părintele săvârșea minuni, l-au întrebat, auzi, dar popo, dar când o să mori? Și el a spus, cu o lună înainte de Ceaușescu. Deci moment în care oamenii s-au blocat și pur și simplu n-au știut cum să ia această afirmație. În 1988, din nou, Părintele a spus unor oameni că în curând va pleca și chiar când s-a discutat despre ceva ce urma să fie peste 2 ani, a spus, peste 2 ani eu nu o să mai fiu aici cu voi, o să fiu dincolo. Și într-adevăr, în 29 noiembrie 1989, Părintele Arsenie Boca a trecut la cele veșnice și, într-adevăr, într-o lună și Ceaușescu a murit. Deci sunt practic două profeții legate de sfârșitul lui și legate de sfârșitul altei persoane care au fost făcute cu ani de zile înainte de Părintele Arsenie Boca și care s-au îndeplinit și care sunt o mărturie despre această lucrare lui Dumnezeu prin Părintele Arsenie Boca. A spus într-adevăr că nici sfârșitul lumii nu va veni așa cum ne așteptăm noi. Și astă seară am promis că vom vorbi într-un mod cu totul și cu totul special despre cartea Părintelui Cărarea Împărăției. Să vedem ce pilde, pentru că Părintele vorbea foarte mult și în aceste pilde, nu tuturor, nu totdeauna, dar o bună parte din sfaturile pe care le dădea erau astfel de pilde, care veneau într-adevăr parcă dintr-o altă lume și cu o forță de neexplicat. Și am să vă rog să ne ghidați puțin între aceste povețe pe care Părintele ni le-a transmis. V-aș ruga să începem cu împărțirea aceasta pe care ne-o face și anume faptul că înaintea minții se deschid două căi. Una alată și plină de ademeniri pe care merge Lucifer și toată ceata lui de îngeri căzuți, după cum spune, la pământ și o cale mai îngustă pe care merge foarte puțină lume. Părinte,
Suntem înșelați, suntem înțepați, spune părintele, cu acul plăcut al păcatului, pe acea cale lată care ne amorțește sufletul o vreme, uneori chiar pe toată perioada vieții pământești, pentru că sunt oameni care, trebuie să o spunem, o viață întreagă nu-și dau seama că se află pe drumul păcatului și chiar lor li se pare că este foarte bine așa. Oameni care sunt morți pentru Dumnezeu, deși lor li se pare că trăiesc bine mersi, și oamenii care aleg această cale din... Această cărare a împărăției. Această cărare a împărăției. Așa cum, cum ne putem da seama pe ce cale suntem? Cred că suntem și puțin victima unei mediatizări, a unui mod de viață care e puțin depărtat de viața creștină în sine, autentică. Adică dacă ne uităm la televizor, că toți suntem la televizor, vom vedea permanent o promovare a unei bunăstări materiale, a luxului, a bucuriilor și plăcerilor de scurtă durată și de scurt impact. Și cred că aici este o mare problemă. Pentru că acest drum larg și plin de desfătări de care ne avertizează Hristos și Părintele nu face decât să repete ceea ce toți Sfinții Părinți înaintea Lui au spus, e foarte bine luminat, e foarte bine mediatizat, e foarte bine, se face multă reclamă și atunci este destul de greu pentru cineva care nu a avut ocazia să cunoască și altceva, să-și dea seama că e pe acel drum foarte larg și foarte, foarte strălucitor. Mi se spune că păcatele se înscriu undeva în ADN și sunt, se transmit și generațiilor viitoare. Da. Păcatele nespovedite. Este adevărat. Faptul că există ceea ce a numit cineva o inteligență a materiei este deja limpede pentru toată lumea. Biserica spune lucrul acesta de mii de ani, de curând a fost descoperit și științific. Există o inteligență a materiei și aici suntem într-o zonă care este foarte greu de acceptat pentru omul modern, fiindcă omul modern nu vrea să conștientizeze cine este și unde este. Una dintre marile lucrări ale Părintelui Arsenie a fost încercarea de a-i trezi pe oameni, de a-i face să-și dea seama că viețile lor sunt viețile lor, ei le trăiesc și ei sunt răspunzători pentru ele. Nu vor putea da vina pe altcineva pentru felul în care și-au trăit viața. Viața lor este viața lor. Omul de astăzi nu acceptă lucrul acesta, preferă să gândească în șabloane și în felul ăsta elimină discuția. Se ajunge la ceea ce spunea Părintele Nicolae Steinhardt, că este un monolog polifonic, adică un monolog pe multe voci, dacă este monolog până la urmă, preferă să trăiască într-o stare de semi-inconștiență și așa mai departe. Și în momentul în care vorbești despre inteligența materiei, dintr-o dată ridici o problemă foarte mare, pentru că tot ceea ce facem, bun sau rău, văzut sau nevăzut, are niște ecouri foarte largi. Răul pe care îl facem ascuns, fără ca cineva să vadă, are ecouri în jurul nostru. I s-a făcut acest experiment și mi s-a părut strălucit. Un om într-o cameră închisă a unui laborator a chinuit o plantă. I-a rupt niște frunzulițe, i-a pârlit niște frunze cu o brichetă, după care s-a dus în altă cameră a laboratorului unde erau alte plante și s-a îndreptat către ele. Și acele care măsurau, ca să zic așa, emoțiile plantelor au început să tremure foarte tare, pentru că plantele de acolo recunoscuseră în el un chinuitor al plantelor, unul care avea să le tortureze. Există o pecete a binelui și a răului care se pune noi. Cei care o neagă înseamnă că încă nu s-au uitat în jurul lor să vadă că sunt oameni pe care se vede bunătatea și sunt oameni pe care se vede răutatea. Părinte, am să vă rog să revenim și cu alte pilde și învățături de ale Părintelui Arsenie Boca după câteva momente de publicitate.